Prognoza meteo care anunță geruri cumplite a determinat ca Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț să reamintească angajatorilor obligațiile impuse de Ordonanța 99 din 2000 de protecția sănătății angajaților în situații de temperaturi extreme. Angajatorii sunt obligați să ia un pachet minimal de măsuri de protecție a personalului. Angajatorii obligați de a respecta prevederile Ordonanței de Urgență numărul 99 pe 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Astfel, în perioadele cu temperaturi scăzute, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menținerea stării de sănătate a salariaților care lucrează în aer liber. Distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5 litru per persoană pe schimb, acordarea de pauze pentru refacerea capacității de termoreglare, scop în care se vor asigura spații fixe sau mobile cu microclimat corespunzător. Asigurarea echipamentului individual de protecție adecvat. Angajatorii care nu pot asigura condițiile respective, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții salariaților, vor lua măsurile dispuse din Ordonanța numărul 99 pe 2000, și anume reducerea duratei zilei de lucru, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Reprezentantul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț reamintește angajatorilor și obligația de verificare periodică a stării de sănătate a angajaților în vederea cunoașterii contraindicațiilor medicale în situații concrete, în vederea luării unor măsuri eficiente de prevenire a îmbolnăvirilor. Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiții de temperatură extreme, angajatorii trebuie să asigure examenul medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru muncă la temperaturi scăzute. Primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate. Trecerea după posibilități în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoane cu afecțiuni care au contraindicații privind munca la temperaturi scăzute extreme. Pe durata întrerupei colective a lucrului, contractul individual de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime muncă. În situația în care angajatorii nu iau măsurile de prevenire, sunt pasibili de contravenții și sancționează cu amenzi de la 1.500 la 2.500 lei, dacă faptele n-au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni. Veți demara controle în perioada asta pe tema? Controlele în această perioadă se desfășoară împreună cu cele tematice și pe lângă obiectivele inspectorilor de muncă care le au în planul de acțiuni, se are în vedere și verificarea respectării prevederilor ordonanței numărul 99/2000. Prognoza meteo anunță pentru perioada 5 ianuarie, ora 22 și 7 ianuarie până la ora 10, cod galben cu ninsori și vânt intensificat de până la 55 de km pe oră și vreme extrem de geroasă din 6 ianuarie, când temperaturile vor fluctua zilnic între minus 8 grade Celsius și până la minus 19 grade Celsius sâmbătă 7 ianuarie. Temperatura percepută de corpul uman este de la minus 19 grade Celsius și până la minus 32 de grade Celsius. În aceste condiții, nerespectarea legislației de protejare a sănătății angajaților și neasigurarea unor condiții adecvate pentru salariații care lucrează în ger este pasibilă de sancționare cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei. Inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă vor realiza în această perioadă controle la angajatorii care au personal ce lucrează în condiții de ger extrem, în paralel cu tematica diurnă.